Bună seara, dragii mei, bine v-am regăsit la Design Perfect. În această seară am zis să abordez un subiect pe care îl aud destul de des fiind comentat. În general vine ca o recomandare și anume detașarea. Încearcă să te detașezi de ceva. Din, în, în funcție de, de, de subiect, ea poate să însemne diferite lucruri. De exemplu, detașarea poate fi privită în unele situații ca pe o ca pe o lipsă de interes da? sau un dezinteres. Este o persoană detașată emoțional, nu pare foarte implicată emoțional sau câteodată chiar persoană detașată în general, însingurată în lumea ei. Cam, cam la asta se gândesc cu oamenii, dar în mod special conectează detașarea cu lipsa implicării emoționale. Chiar la un moment dat vorbeam la, la cursurile mele despre acest lucru și îmi spunea cineva, da, dar totuși sensibilitatea, pasiunea, acestea cum se împacă cu detașarea? Vom, vom vorbi despre acest lucru, pentru că este important și vom vedea și că ea este extrem de. Este foarte importantă în viețile noastre, are un impact extraordinar și nu este foarte ușor de atins. Ai zice că uh, e ușor să obții o detașare de o situație, nu e chiar așa. Uh, cum ajungem noi la uh, această detașare? Păi, în primul rând, um, am putea să punem egal și poate așa -ar, ar fi mai ușor. Minții să înțeleagă, am putea să punem egal între detașare și obiectivitate. Cine aduce obiectivitate din structura noastră? Mintea, nu emoțiile. Emoțiile te implică într-o situație, indiferent în ce direcție, pe când mintea este, este o analitică. Și atunci este important ca atunci când. Dorim să atingem acest nivel de detașare, să ne asigurăm că mintea este implicată în acel proces sau să o lăsăm să spunem să, să fie implicată. De asemenea, cum ajung la detașare, la o stare de detașare când sunt într-o anumită situație complicată? Hai să spunem că, în unele situații, spațiul pe care ți-l oferi. Te poate ajuta și când mă refer la spațiu, mă refer și la uh, timp, un timp ca să-ți clarifici niște lucruri, dar și ca spațiu fizic, uh, poate să, să stai o vreme cumva uh, tu cu tine în, uh, în energia ta și în uh, stările tale și în. Uh, gândurile tale ca să înțelegi ceea ce să, 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 să înțelegi ce-ți dorești. Dar când mă mai refer la a-ți lua spațiu, mă mai refer și la a lăsa timpul să cearnă puțin, să vezi ce mai rămâne. Că de obicei când ești în mijlocul acțiunii toate. Parcă se mișcă foarte repede și pare foarte multă informație, foarte multă intensitate, întrăire, foarte multe gânduri, parcă toate convingerile care au legătură cu acel proces sunt uh, uh, amplificate. Pe măsură ce trece timpul, însă... Uh, Scăpăm de această, aceste valori adăugate și rămâne esența. La aceasta mă refer când spun că e importantă claritatea. Rămâne ce este important. Apoi, unele emoții dispar de tot, altele pot apărea. Ajungi câteodată la alte gânduri, parcă ți se schimbă gândurile, da? adică atingi. Sau abordezi altă perspectivă, sau se așează cumva în atenția ta o altă perspectivă din care privește anumite situații. Detașarea mai poți să o obții și prin diferite metode de meditație. Și de ce spun că ajută la detașare? Pentru că meditația este o formă de contemplare care te. Conectează cu energii de vibrație înaltă. Aceste energii de vibrație înaltă îți cresc receptivitatea față de perspective superioare, aduc o liniște a minții. În multe rânduri spuneam de faptul că, faptul că corpul spiritual liniștește corpul mental adică energiile superioare liniștesc mintea. Cine are ocazia să mediteze destul de des, știe că atunci când intri într-o anumită stare de vibrație înaltă, totul se liniștește în interiorul tău. Ai nevoie, îți dorești să, ca totul să se întâmple cu încetinitorul, Simți această nevoie, nu te mai poți arunca în, într-o acțiune așa de repede, uh, nici nu poți să urmărești pe cineva care vorbește foarte repede. Uh, pur și simplu ai vrea să se întâmple totul mai lent pentru ca tu să poți să procesezi mai profund uh, o anumită informație care se prezintă în, în atenția ta sub orice formă, fie că e verbală, uh, vizuală sau uh, auditivă. Deci, meditația îți va oferi o, pe, o perspectivă care te va deconecta puțin de la zgomotul specific realității de zi cu zi sau vieții de zi cu zi. În unele situații, lucrând cu, cu conștiințe superioare, aveau și colegii mei ocazia să observe că ei veneau cu o problemă care preocupa. Cu un subiect pe care, care pentru ei însemna ceva extrem de important, iar răspunsurile aveau legătură cu uh, oricum un subiect mult mai amplu, ori mai profund, care făcea ca totul să pară, toate problemele lor mici, să pară într-adevăr mici sau nesemnate, sau realizau că, de fapt, nu acolo era problema, ci într-un uh, într anumit nivel, într-un anumit mod de, uh, de abordare. De aceea, chiar recomand. Diferite tehnici de meditație, fiecare are modul său de a, de a intra în contact cu aceste energii. De asemenea, detașarea poate fi obținută și atunci când acceptăm, prin acceptare. Dar ce să acceptăm? Să acceptăm autenticul, să acceptăm firescul, să acceptăm normalitatea. Pentru că tot ce este autentic activează energia. Fie că este vorba despre energia unui proiect, fie că este vorba despre energia unui, unei relații, deci acel conținut, acel procent, și am mai vorbit despre acest lucru de autentic, este cel care va determina tiparul, dacă vreți, acelei, acelui eveniment sau tiparul acelei relații. Și atunci. În momentul în care vorbim despre detașare, încercăm cumva să identificăm care este normalitatea unui eveniment, care este normalitatea unui proces, a unei situații și de ce nu, care este autenticul unui om, pentru că acela este tot timpul la iveală. Poți să forțezi Poți să încerci să simulezi, dar lucrurile acestea nu funcționează multă vreme. De ce nu funcționează multă vreme? Și aici chiar o să fac o paranteză mică, pentru că e important de știut. De ce nu funcționează când simulezi? Pentru că energia ta nu are acel conținut. Iar tu manifesti în realitatea ta ce este în interiorul tău. Poți să induci anumite atribute, anumite calități, anumite tipare de comportament, dar nu le poți susține mult timp în manifestare. Întotdeauna, adevărata ta natură, să spunem, la un moment dat, va fi, va fi expusă luminii, mai ales dacă. Încerci să simulezi ceva o lungă perioadă de timp. Deci, energia ta stă în tensiune, este practic pusă în această tensiune de a rula ceva ce nu îi este caracteristic. Deci, detașarea te ajută să vezi firescul, să vezi normalitatea sau normalitatea te va conduce sau va fi o componentă importantă în, în această acțiune a detașării. Acum, există două concepte care uh, sunt folosite destul de des și aș vrea să vorbim puțin despre ele, pentru că uh, au legătură cu viața noastră de zi cu zi. Uh, un, uh, un astfel de concept se referă la iubire. Uh, iubesc detașat. Uh, și aici spuneam eu mai devreme că apare un conflict. Cum adică iubesc detașat? Uh, cum ai caracteriza o persoană care iubește detașată, așa, dacă ar fi să uh, te uiți la prima vedere? Ai spune că este mai rece uh, decât alta care este foarte uh, caldă, foarte iubitoare, foarte um, expresivă, să spunem, în, în ale iubirii. O persoană detașată pare mai rece, mai calculată, mai distantă, da? emoțional. Ei bine, uh, de fapt, înseamnă altceva. Când spun iubesc detașat, există și o ceacră care lucrează pe partea aceasta, nu o să mai revin cu informațiile, pentru că sunt deja prezentate într-o altă emisiune. În momentul în care spun iubesc detașat, mă refer la anumite lucruri. În primul rând, știu că iubirea de sine este importantă. Da? Dacă eu nu sunt capabilă să mă iubesc pe mine, nu o să știu cum să iubesc alt om. Nu o să știu să primesc iubirea altui om. O să primesc și o să ofer prin aceste lentile uh, care sunt lipsite de experiența iubirii de sine. Și atunci uh, voi emite foarte puțin sau uh, dezechilibrat uh, sau prea mult sau uh, lipsit de înțelepciune. Da? Iar când voi primi nu voi ști ce să fac cu acea experiență. Parcă nu o voi vedea. Deci uh, atunci când vorbesc de a iubi detașat, în primul rând vorbesc despre existența iubirii de sine. Tu te iubești pe tine în orice situație și ai întotdeauna grijă de nevoile tale. Și aici vreau să menționez, fără a ne gândi la egoism, ci la nevoile tale care. Te țin în acea situație, te țin în acel context, care țin de normalitatea ta, de firescul despre care vorbeam mai devreme. Tu atragi în viața ta tot ceea ce. sau tot ce atragi tu în viața ta este cumva o manifestare a interiorului tău. Deci oamenii din viața ta oglindesc. Ce se întâmplă în interiorul tău? Și când spun ce se întâmplă în interiorul tău, mă refer la, de exemplu, la relația pe care tu o ai cu tine. Cu alte cuvinte, omul din fața ta este o oglindă și te, vei, te va trata cum te tratezi tu pe tine în anumite situații. Deci, în momentul în care înțelegi că iubirea de sine este importantă, că această realitate. Este o oglindire a, a relației pe care o ai cu tine și a iubirii de sine, atunci vei fi puțin mai detașat în ceea ce privește raportul cu celălalt. Pentru că vei înțelege că nu este vorba, de fapt, despre celălalt, este vorba despre percepțiile tale. Bineînțeles că, dacă nu-ți place oglinda pe care o ai în față, detașarea a iubit detașat. Deci, dacă sunt lucruri care te deranjează la partenerul de cuplu sau la uh, un alt tip de iubire, dar uh, cel mai des e folosit la, uh, în relația de cuplu, atunci când te deranjează ceva, uh, a iubi te așa înseamnă să te oprești puțin și să analizezi, să vezi ce în interiorul tău declanșează uh, acel, uh, acea percepție care te deranjează pe tine și lucrezi la acel aspect, îl îmbunătățești. Este foarte posibil ca percepția ta să se modifice, să nu mai vezi lucrurile dintr-o anumită perspectivă, chiar dacă, să spunem, comportamentul partenerului rămâne neschimbat, poate că. Alți oameni n-ar fi deranjați de acel comportament dacă n-ar avea, știu niște sensibilități, niște răni sau niște butoane, niște programe. Da? De deci s-ar putea să-ți schimbi percepția sau chiar s-ar putea să schimbi ușor comportamentul și să modifici dinamica relației. Ideea este să nu fugi într-o astfel de situație, ci să încerci să lucrezi cu tine cât poți tu de mult, ținând cont că cel din fața ta este o oglindă. Iubirea detașată în această situație înseamnă să fii cumpătat, să nu te arunci, să te cerți, să fii impulsiv, ci mai degrabă să uh, observi niște lucruri și în interior și în exterior atunci când îți place omul, adică te simți bine în relația de cuplu, pentru că sunt și relații care ne aduc provocări, cum sunt relațiile toxice, da? Dar sunt și relații normale, sănătoase, să le spunem, conștiente, în care te bucuri de oglinda ta, te bucuri de partenerul pe care l-ai înfațat ta. Ce înseamnă într-o astfel de situație sau cum am regăsit iubirea detașată? În primul rând e o bucurie prezența celuilalt. Onorezi prezența acelui om în viața ta um, și cumva ești mulțumit de faptul că ceea ce vezi în relația ta exterioară um, înțelegi că e un feedback a ceea ce se întâmplă în interiorul tău. Um, adică dacă omul, omul acela te respectă foarte mult, să arată grijă, atenție. Cu siguranță el cumva manifestă o grijă, o atenție, un respect pe care tu le ai uh, față de tine. Uh, nu aștepți, iubi detașată într-o relație sănătoasă, înseamnă să nu aștepți ca celălalt să acopere niște goluri din interiorul tău pe care tu nu-ți le poți acoperi singur ci să încerci să lucrezi cu tine și să te descoperi poate în toată complexitatea ta pentru că de multe ori noi ne percepem într-un mod foarte simplist și de aceea ne și abordăm în, într-o astfel de manieră dacă ai aștepta de la celălalt să acopere ceva ce ție îți lipsește ai dezvolta tot felul de dependențe de atașamente dar nu unele sănătoase Vom vorbi și despre acest, despre acest lucru. Practic, starea pe care o ai prin iubirea detașată este aceea că mă bucur de prezența ta, mă simt bine cu tine în viața mea, dar accept în același timp că poți pleca oricând, din diferite motive. Și aceste motive pot ține de alegerile tale. Pentru că oamenii au unicitatea lor, da? Dar pot ține și de planul vieții. Poate ai alte lucruri, ai alte experiențe de, să spunem, de consumat într-un alt mod, într-un alt loc, poate cu altcineva, cu alt suflet mai departe. A iubi detașat înseamnă să respecti alegerea celuilalt dacă se ajunge într-o astfel de situație. Nu înseamnă că nu-ți pasă, că pleacă omul respectiv, că nu simți tristețe, ba da, poți să simți tristețe, că nu îți dorești să, să, rămână persoana respectivă. Nu înseamnă să nu încerci să cauți soluții împreună cu celălalt pentru să zicem, a trece de o anumită provocare, dar Um, în cazul în care lucrurile rămân uh, în direcția unei despărțiri, să respecti alegerea celuilalt și să rămâi cu un echilibru interior și cu o uh, relație în continuare sănătoasă cu tine, să nu să te simți vinovat, să te pedepsești pentru niște lucruri pe care poate nu le-ai făcut cum ar fi trebuit conform unor dorințe, unor, unor cerințe. A iubi tașată înseamnă ca în cazul unei despărțiri să nu apelezi la manipulare, la șantaj emoțional. Foarte des văd acest lucru și este dureros să observ ce impact are asupra oamenilor. Practic, iubind detașat, respecti unicitatea și alegerile celuilalt și știi că întotdeauna, în această călătorie a vieții, vei avea to diferiți tovarăși de drum, care vor avea diferite roluri: de parteneri de cuplu, de prieteni, membri ai familiei, colegi de lucru, de muncă. Unii vor sta mai mult, unii vor sta mai puțin. Nu poți să știi cât de mult timp vei avea în viața ta o oglindă. Da? Ea poate să rămână pe o perioadă îndelungată sau pe o perioadă foarte scurtă, să spunem cu un scop destul de, de clar. Aș mai putea spune că iubirea detașată uh, înseamnă emoții. Uh, emoții echilibrate uh, înseamnă o asumare. Uh, este Uh, fiind vorba despre iubire, este vorba despre o alegere. Iubirea este o alegere. Este o alegere conștientă. Nu este ca atunci când te îndrăgostești și intră hormonii sau tot felul de alte secvențe în acțiune. Iubirea este o alegere și uh, uh, iubirea detașată înseamnă că îți asumi uh, îți asumi acea uh, alegere cu toate consecințele sale. Ce mai înseamnă să iubești uh, atașat, uh, detașat, mă scuzați. Înseamnă să fii foarte atent la dinamica relației și la dinamica emoției, să fii atent, să fii prezent. Uh, înseamnă să ai respect de sine și față de celălalt, uh, asta înseamnă să iubești detașat, uh, înseamnă prezență, să nu irosești. Existența celuilalt om în viața ta, sau existența acelui om în viața ta. De multe ori există această greșeală, vin oameni deosebiți în viețile noastre și noi facem ce făceam înainte, nu schimbăm nimic, irosim momente, oportunități din frici, convingeri, blocaje și așa mai departe. Iubi, când iubești cu atașamente, vorbeam mai devreme de iubirea cu atașamente, da? În iubire există un soi de atașament sănătos, da? E, e obișnuința cu prezența celuilalt, cu energia celuilalt, sunt lucrurile pe care începe să le faceți împreună. Deci, aici nu vorbim despre sau putem vorbi despre un atașament sănătos, dar mai putem vorbi și despre acele, acele dependențe, atașamente nesănătoase, care implică disperare, neacceptarea alegerilor celuilalt, un continu conflict emoțional, pentru că unele părți din tine vor dori una, altele vor dori alta, un conflict interior... Compromisuri pe care le poți face și care nu te ajută cu nimic uh, pentru că ți e frică să nu-l pierzi pe celălalt, celălalt acoperindu-se o nevoie pe care tu consider că, nu știu, doar acea persoană poate să, să o acopere. Nu o poți acoperi tu uh, singur. Și da, poate să determine uh, în aceste situații de obicei când vorbim despre uh, iubire cu dependențe, da? Uh, vorbim, întâlnim foarte des atât manipularea, cât și minciuna. Da? Uh, de asemenea, aș mai putea spune că iubirea detașată, și voi încheia cu acest concept: iubirea detașată înseamnă înțelepciune. Uh, iar, um, sau putem să o vedem ca pe o concluzie, iar iubirea cu dependențe, um, dependentă, da? cu atașamente nesănătoase, um, înseamnă o lipsă de înțelepciune. Mai avem un concept pe care îl auzim destul de des uh, și ne-am dorit să ajungem la el, mai ales atunci când avem de luat decizii, decizii importante. Analizez detașat. Trebuie să fac o analiză obiectivă. Da? Știți că spuneam mai devreme că e mult mai ușor pentru minte să înțeleagă dacă pui lângă detașat uh, obiectiv. Uh, aici ne gândim la un cercetător. Ne putem gândi la uh, un observator. Uh, ce faci, uh, ce poți să faci sau ce implică, ce presupune o analiză detașată. Presupune să aduni toate informațiile și să le analizezi echidistant. Nu sunt unele mai importante decât celelalte. Nu sunt nu o prioritate cele care îți plac uh, în fața celorlalte. Da? Deci ai informație. Fără informație nu poți să analizezi nimic și nu poți să decizi nimic, nu poți să faci alegeri. Deci adun toate informațiile. Lași mintea în procesul acesta de analiză să fie un lider. Nu să preia controlul exclusiv, dar să fie un lider al tuturor celorlalte aspecte ale tale și aici mă refer emoțional, spiritual, fizic. Da? De ce? Pentru că ea are în construcția sa discernământul, analiza, alegerile. Ești din scenarii. Scenariile implică frici, implică convingeri, implică. Emoții implică răni active, care se activează tot felul de uh, scenarii pesimiste care conduc spre un final care pentru tine n-ar fi unul neapărat uh, bun. Uh, analizează fapte, analizează consecințele acelor fapte, uh, tipare repetitive, uh, mintea este foarte bună în analiza baza de date pe care o dețină. Privește la cât mai multe perspective, uh, fațete. Încearcă să vezi cât mai multe fațete ale situației respective. Asta implică, asta înseamnă o analiză detașată. De asemenea, e important să ai încredere, să fii atent, să fii obiectiv, să faci un pas emoțional înapoi și să lași realitatea să-ți arate firescul, consecințele, rezultatele. Factorul emoțional te poate influența foarte mult și te poate, poate, să, să spun să domine sau să preia controlul și să nu mai vezi lucruri reale, clare, acțiuni clare, un comportament real în baza căruia ai putea să iei o decizie. Și mai spuneam că, inclusiv analiza detașată, mai ales atunci când ai de luat o decizie, este foarte mult ajutată de acest spațiu pe care ți-l iei ca timp sau fizic, în care spui că îți mai relaxezi mintea. De multe ori când spun acest spațiu, mă gândesc și la altceva. E ca atunci când schimbi mediul, pleci într-o călătorie, încerci să cumva să te gândești la cu totul altceva, te ocupi de cu totul altceva pentru a da minții, care este, spuneam, liderul în acest proces, un, un moment de răgaz pentru a sintetiza, dacă vrei, procesul intern de, de analiză a diferitelor informații. Detașarea, am mai putea spune, că implică un echilibru. Un echilibru interior. Deci, un om detașat este un om echilibrat. Și când mă refer la echilibru, mă refer la echilibru între cele patru aspecte importante ale noastre și vorbeam cu alte ocazii: mental, emoțional, spiritual, mental, emoțional și fizic. Nu este un aspect preponderent, predominant, iar restul sunt nesemnificative. Deci este important să ai um, cumva echilibru între toate părțile tale. Atunci când faci o analiză, să fie toate implicate, chiar dacă mintea este în acea situație liderul. Um, dar mai este nevoie și de un echilibru la nivelul fiecarei componente pe care o ai. De exemplu, o minte echilibrată. Ce ar însemna? O minte odihnită, o minte liniștită. Capabilă să se focuseze pe nu știu, pe, anumite, pe anumite direcții, să aibă o viziune de, de ansamblu, dar și profunzimea unei secvențe, dacă vrei să intri mai detaliat într-o anumită secvență. Să fie o minte axată pe soluții, constructivă, receptivă, la diferite puncte de vedere, la diferite uh, unghiuri de analiză, uh, o minte ordonată. Ce înseamnă uh, emoții uh, echilibrate, încredere. Liniște, optimism, încântare, um, starea de încântare pe care o ai în timpul unui proces în care atingi un obiectiv. Um, acel obiectiv poate fi o decizie, poate fi un răspuns pe care îl cauți, uh, poate fi o concluzie, uh, dar aceea stare de încântare în care te simți bine fiind în procesul analizei. da? Ce înseamnă un fizic echilibrat? Un fizic care să funcționeze bine, de să ai o stare bună de sănătate. Nu știu dacă întotdeauna putem atinge optimul în funcționarea corpului, dar cu siguranță să te simți bine, să nu ți fie rău fizic, să ai, nu știu, dureri în momentul acela, o slăbiciune fizică, oboseală fizică. Când, când nu te simți bine fizic, nu ai starea nici mentală și nici emoțională să analizezi Detașat ceva. Ești fie mai iritat ca stare, nervozitate, poți să fi grăbit, să nu ai o răbdare care e importantă și o atenție. Pe, pe informații care să te ajute să, să iei o decizie. Spiritualul, să spunem, echilibrat, se referă la lipsa excesului. Ori sunt unii oameni fanatici, se duc pe anumite convingeri religioase sau într-un anumit curent de cunoaștere, sau alții care sunt într-o indiferență totală. Cu cât ești mai complex cu atât ești mai, să spunem, mai câștigat. Și acum în final, spre finalul emisiunii, aș vrea să vă citesc și câteva perspective ale maestrilor referitoare la, la ce ar înseamnă pentru ei detașarea. Am întrebat câțiva maestri înălțați, da? Ce, cum percepe ei, cum, cum, descriu detașarea. Yin spune... Detașarea este un concept complex care implică multă muncă cu tine. Implică abilitatea de a rămâne atent la dinamica unor componente care alcătuiesc un întreg și să le abordezi din perspectiva întregului altfel, riști să rămâi, blocat, să rămâi cu atenția blocată în detalii pe o singură componentă și să ignori ce se întâmplă cu întregul. Paul venețianul spune detașarea înseamnă, de fapt, o implicare conștientă. Ceea ce e foarte interesant, că detașarea pare opusul implicării, dar de fapt este o implicare conștientă. Um, pentru a păstra un echilibru interior, um, este necesar să fii implicat în proces, în mod conștient, nu să funcționezi pe pilot automat. Interesant. El Moria spune: Detașarea implică curajul de a vedea toate fațetele unei situații, nu doar cele care îți plac. Curajul de a accepta adevărul chiar și atunci când nu-ți place. Curajul de a acționa într-o situație dată cu încredere. Curajul de a-ți asuma consecințele valcul spunea detașarea înseamnă să-ți dai voie să fii într-un flux al evenimentelor și să respecti firescul, autenticul acelui flux, fără să încerci să-l schimbi sau să-l controlezi. Înseamnă să lucrezi împreună cu Universul în orice situație din viața ta. Înseamnă detașarea, înseamnă o cumpătare în evaluarea mentală și emoțională a unei situații. Pala Atena spune, detașarea semnalează evoluție. Nu mai descoperi pentru prima oară ceva despre tine sau despre o situație. Ai trecut prin suficient de multe situații diferite cât să ai o bază de echilibru cu care să abordezi orice vine în atenția ta. Nu mai ești la prin surprindere. Hilarion, pe de altă parte, spune, detașarea, el este maestru în tehnologie, în, um, este această um, rază a cunoașterii profunde. Spune, detașarea înseamnă să ai o curiozitate sănătoasă, continuă, în a explora orice vine în atenția ta. Această curiozitate nu trebuie să implice teamă sau structură rigidă a minții. Această curiozitate trebuie urmată de o acțiune. El vine cu pașii unui proces. Mai întâi fi curios, um, curios relaxat. da. Apoi um, urmează cu o acțiune da? cu care tu să te simți bine în interiorul tău. Apoi rămâi în acea curiozitate. Fără să consider că experiența încheiată este tot ce poate fi. Ea este doar unică. Ulterior, poți să regăsești similarități sau, din contră, aspecte opuse ei în alte experiențe. Mai continuă uh, Maestru Hilarion și spune, la început, totul pare complex, dificil. Apoi devine doar interesant de observat și abordat. Acest aspect interesant. Deci nu mai avem complex, nu mai avem dificil. Acest aspect interesant devine, mă scuzați, vine dintr-un cumul de experiențe consumat, diferite, deja consumate. Lord Lanto vine cu un joc de cuvinte foarte înțelept, cum este el un înțelept, și spune detașarea implică o responsabilitate pe care o ai față de tine. Îți asumi rolul de creator al propriei realități, nu de victimă. Acționezi angajând tot sistemul tău multidimensional și observi consecințele, apoi acționezi în consecință. Poate e dificil să rămânem detașați în unele situații, dar noi suntem într-un continuu proces de devenire și de transformare, și e important să ne dăm voie să avem cât mai multe experiențe din care să învățăm cât mai multe lucruri despre noi. Vă las cu aceste gânduri și vă doresc o seară liniștită. Rămâneți pe canal 33. La revedere!